Ce ești barul seara? Salutare și bine ați venit la un nou vlog! Ați crezut că plecăm din București? Ha, nu, doar am schimbat locația. Nu mai avem bani. Poți să tai asta la montaj? Da. Deci nu e problemă. Mă încurcai, taie! Salut, Elian, pe această cale și îți mulțumim pentru replici. Doamne ajută! Tu spune Dana, aruncă-te, vino coace. Păi ai dat de drumul la cameră. Despre ce vom vorbi astăzi? Despre amintiri. Da, vă vom povesti despre vacanța noastră din Grecia, mai exact pe insula românilor. Sigur o să vă dați seama despre ce vorbim. Da, sus. Exact. Și o să vă povestim câteva chestii care nu ni se par destul de amuzante și cel puțin pe moment atunci ni s-au părut foarte amuzante și am râs în prostie. Întrucât în vară am primit foarte multe întrebări referitoare la această vacanță, ne-am gândit să vă dăm și câteva indicii, să vă povestim unde am stat, cât am făcut pe drum, cât ne-a costat cazarea, cât ne-a costat întreaga vacanță, mai pe scurt. Și între timp o să vă povestim și chestiile acele amuzante pe care le-am făcut în drumul nostru. Pentru noi a fost prima vacanță în afara țării. Între timp ne-am petrecut verile la Eforie, Nord. Nu la sud, că da. Așa, bun, deci drumul nostru a fost în felul următor. Am plecat din București. Pe la ce oră plecați? Cred că la 5 dimineața am fost deja plecați. Da, am ieșit pe la vama Giurgiu. Cum am ajuns la vama, deja a început prima chestie. I-am dat vameșului buletinele. La un moment dat, vărul meu conducea, eu stăteam în dreapta, mă întreabă: dar el s-a dat jos din mașină sau era tot în mașină? Când nu, pentru că nu ne-am dat niciunul jos. Nu ne-am dat niciunul, nu? Ei, am stat, eu stăteam în dreapta și ne întreabă el, bine, pe mine mă întreabă: unde mergeți? Eu, Mischi Alexandru Cătălin. Nu, unde mergeți? V-am spus, Mischi Alexandru Cătălin, nu înțeleg de ce nu înțelegeți, Mischi Alexandru Cătălin. La un moment dat se întorc toți, adică Dana, Vărmiu și prietena lui: unde mergi? În fine, i-am spus, chestia a fost că eu intrasem deja pe bulgari, deja mă vedeam în afara țării. Bun, după care am plecat de la vamă, ne-a dat până la urmă polițistul, ne-a dat buletinele și a zis: bun, drum bun, distracție plăcută, continuați așa că ați început cu dreptul. În fine, plecam de acolo și zice vorbim: bă, când ajungem la vama cu Bulgaria, cu Grecia, nu mai zici nimic, mă dau eu jos, că acolo oricum trebuie să vorbesc în engleză și eu mă descurc și o rezolvăm, da? Se dă vărul meu jos cu actele, că trebuia să avem și test PCR negativ. Se dă jos, se duce la doamna de acolo și spune: să rămână. Rămână. Deci, a rezolvat-o el. Eu am făcut-o la vama cu Bulgaria, el a făcut-o la vama cu Grecia. După cele două întâmplări fericite, ne-am îndreptat către Chiramoti pentru a lua feribotul spre Tasos. Dar acolo, în Chiramoti, au început fetele cu peripețiile. O să mergem să mâncăm. Băieții au mâncat pe repede înainte, după care spun că o să mergem noi la feribot să luăm biletele și așa mai departe. Voi rămâneți aici mâncați și când pleacă feribotul, veniți și vă luăm. Asta pe la un 10 dimineața, cred că am ajuns acolo. Noi le-am zis: băi, când terminați de mâncat, dar grăbiți-vă și voi, că totuși parcasem deja mașina la coadă la feribot. Nu știu, trebuia cam într-o jumătate de oră să plece. Grăbiți-vă și voi, încercați câtuși de cât, adică să vă... Noi am terminat de mâncat, ne-am băut sucul, am plecat la mașină. După ce băieții au plecat spre feribot, am rămas noi la masă. În fine, fac o paranteză, în Chiramoti am mâncat cea mai bună salată pe care am mâncat vreodată și chiar sunt mâncătoare de salate. Era o chestie foarte micuță, dar cu mâncare excepțională. După care stăm noi la masă liniștite. Îl văd pe Alex că vine. Trebuie să plecăm, pleacă feribotul, haideți, grăbiți-vă, gata, hai, păi n-am terminat de mâncat, nu, o luați la pachet, nu faceți ceva, o mâncați repede că pleacă. Păi dacă a stat așa mult. Zic, bă, hai să lăsăm asta aici, să nu mai mâncăm și bine, eu am apucat să mănânc, deci eu am fulecat-o în 3 secunde după ce a zis că plecăm, am și mâncat-o. Am plecat. Cu gura plină. Și nu.
Nu pleca feribotul, doar îmbarcau mașinile. Și am mai stat pe feribot încă 30 de minute. N-am mai stat 30 de minute, am mai stat 10 minute. Ba da, am mai stat 30 de minute. Ne-am făcut poze, sunt niște peisaje de vis. Deci chiar de vis. Mie mi-a plăcut foarte mult. Bine, o să le vedeți și în poze. Cred că chiar ați văzut o parte din ele. Bun, ce am uitat să vă spunem, ideea este că există posibilitatea să luați feribotul atât din Chiaramoti, dar și din Cavala. Prețul biletelor este de 6 euro de persoană din Cavala și 4 euro de persoană din Chiaramoti. Iar pentru autoturism este 18 euro pentru o berlină și 19 din Chiaramoti și 19 euro din Cavala. Deci, am ajuns. Am mers cu feribotul. Da, am mers, cred că, o oră. Da, aproximativ o oră am mers. O oră. Da, peisajele... Am trecut pe lângă stânci și se vedea insula, adică era... Super fain. Super, da. Da, și am ajuns în Limena sau Limenaria, ceva de genul. Limenaria, cred. Nu, sau Limena. Nu, Limena. În Limena am ajuns. De la, din Limena până la hotelul în care am fost noi cazați, mai aveam cam 40 de kilometri. Da, doar că noi în prima seară am zis, bă, hai să mergem cu o seară mai devreme, să stăm mai mult. Și a trebuit să ne luăm o altă cazare în altă parte, deoarece hotelul nostru aveam a doua zi la el și a trebuit să ne luăm cum o cazare. Noi? Da, n-am exact mai avut răbdare, ne-am făcut bagajele și am plecat. Ambele locații la care am stat s-au aflat un Potos. Potos este o plajă, bine, o plajă, să zic, un fel de stațiune. Am plasat cam la 40 de kilometri de principalele plaje din Tasos. Cam 40 de kilometri până la Golden Beach, cam 40 de kilometri până era la Marble și Porto de Vacchi. Da, era cam în mijloc. Da. Acolo pe insulă e bine, nici nu ai aeroport fix care să te lase acolo, dar poți merge până în Cavala, dacă nu mă înșel. Da, cred, ceva de genul. Dar dacă ai mașină, poți vizita foarte multe plaje. Adică Tasosul e renumit pentru câte plaje are. Mie personal mi-a plăcut hotelul la care am stat mai multe nopți din a doua seară, deoarece era foarte aproape de plajă, plaja foarte curată. Aveam acces la atâtea terase unde puteai să mănânci, nu am avut all inclusive sau mese, am avut doar micul dejun, dar micul dejun foarte variat, adică te săturai, îți mai venea și foame seara. Era foarte fain. Exact, avea foarte multe sortimente de mâncare. Hotelul, nu știu, mie mi-a plăcut, a fost curat, avem și piscină, iar când veneam de la plajă, noi am fost în iunie, seara era apa în piscină perfectă și mai stăteam la piscină, făceam baie în piscină, după care ieșeam, deoarece era un, ca un, nu știu, un sat de vacanță, cum ar fi la noi, cu foarte multe exact, tarabe, da. Foarte multe chestii. A fost foarte interesant, da. Foarte frumoasă locația. Ce ne-a plăcut, bine, ne-a plăcut sau ne-a displăcut, ideea este că insula este plină de români. Efectiv, când mergeam pe faleza aceea din port, ne întrebau ce doriți să mâncați. Ce doriți să mâncați? Haide să mâncați, avem sarmale, avem ciorbă de burt, avem asta. Deci, e plină de români. A, prețurile foarte, foarte, foarte mici. Deci. Foarte mici. Nu știu, un gyros era 2 euro. Gyros foarte bun. Într-adevăr, era pe diverse dimensiuni, dar cred că la mediu era 2 euro, nu? Da, și cel mai mare 50. Mi se pare că era 5 euro sau ceva de genul. Nu, 3 euro și ceva. Oricum, așa și mâncarea foarte bună. Adică am mâncat la restaurante unde mă gândeam, bă, să vezi că ne aduce acum o chestie, cum e la noi, o frunză, o măslină și aia e. Nu, un platou... Deci un platou cu fructe de mare, da. Care avea scoici, caracatiță, creveți. Două tipuri de pește, adică erau și pane și la grătar, aveau exact, o grămadă 20 de euro a fost acela, nu? Da. În mod normal, el scrie acolo că este pentru două persoane. Dar, credeți-mă, e foarte mare, patru. N-am putut să-l mâncăm. A rămas cel puțin jumătate din el. Și încă o chestie foarte, foarte drăguță care pe mine m-a impresionat în Tasos și, sincer, aici la noi nu am văzut chestia asta. După fiecare masă, ți se dădea desert. Și desert foarte bun. Înghețată, budincă cu da. Cireșe, adică o chestie interesantă. Și apă. Da, apa era gratis. Da. Sau, de exemplu, dacă îți cumpărai, nu știu, cel puțin în iunie când am fost, noi, nu erau foarte multe persoane. Vremea, oricum, în București a am fost prins, dezastruoasă. Da. Noi am prins foarte o vreme bine. Super.
Super. De exemplu, dacă te duceai la orice plajă de pe insulă, aveai posibilitatea să iei ceva de băut sau de mâncat, iar șezlongul era gratuit. Dacă îți cumpărai o bere, aveai gratuit chipsuri sau alune, nu? Da. Dacă îți cumpărai cafea, aveai gratuit apă. Deci, nu știu, mi s-a părut foarte mult. Oamenii se purtau foarte frumos cu tine. Exact. Foarte drăguți, simțeai că ești turist. Ospitalierii te întrebau dacă îți mai trebuie ceva, dacă te simți bine, exact. Dacă mie chiar mi-a plăcut. În prima zi am stat la plaja de la primul hotel unde ne-am cazat. Da. A doua zi am zis să ne revenim așa total de pe drum. Am stat la plaja din Potos, cea aproape de hotel. Cred că aveam 150 de metri, 200 maxim de mers până la plajă. După care am fost la Marble Beach. Foarte faină Marble Beach. Da. Bine, mai faină decât Marble Beach. Mai mergi puțin de la Marble, cred că undeva la vreo 100 de metri, ajungi la Porto de Vati, nu? Da, Porto Vati. Porto Vati sau ceva de genul. Foarte, foarte faină. Pot spune că e plaja mea preferată. Da, și ai două posibilități să ajungi la Porto Vati. Ideea este odată, nu știu, intri efectiv de pe drumul principal și mergi. E un drum destul de rău, adică nu este asfaltat, este într-o carieră oricum de marmură. Da. Iar a doua posibilitate este efectiv să cobori, chiar o să vă las o filmare, efectiv prin cariera de marmură. Da, frumos. Cobori. Mai ales dacă ai un ATV. Nu, fără ATV, exclus ATV. Deci exclus asta. Nu, dar e frumos. E foarte faină. Problema a fost că vărul meu și-a tunat mașina și avea un lip în partea de jos, iar la o chestie așa de foarte mică, atingea cu mașina. Cred că asta, nu știu, vreo jumătate de oră. Într-adevăr, e cam abrupt puțin drumul acolo și trebuie avut grijă dacă mergi. Dar priveliștea este minunată, superbă, se vede extraordinar de fain. Și din nou ne-am gândit că, fiind o plajă mai frumoasă, bine, apa e de departe frumoasă, foarte, nu știu, am rămas foarte cristalină, impresionată. Nu știu, deci am rămas impresionată. Da. Și ne-am gândit că prețurile la mâncare diferă de restul stațiunii, ca să zic așa, dar nu, erau la fel de ieftine și acolo. Adică da. Noi am stat 9 nopți, 10 zile, iar cu tot cu teste, am închiriat barcă. Barca ne-a costat undeva la 100 de euro, 130 de euro sau ceva de genul, nu? Cam așa, dar barca pe care am condus-o noi, adică am plecat doar noi patru pe barcă. Între timp ne-a prins o furtună, că tot vorbeam de asta și vă spunem imediat toate prețurile. Ne-a prins o furtună când am luat barca. Da. Deci, efectiv, țin minte pe Cătă, ținea la cârmă din volanul ăla și la un moment dat a început să bată vântul și să plouă și a luat mâinile de pe volan. Nu, atunci chiar am prins o furtună, imediat a început să plouă, s-a întunecat cerul și am zis... Valuri foarte mari. Cred că... Bine, ei ne spuseseră să nu ne îndepărtăm foarte tare de mal, iar noi ne dusesem deja prea departe, da. Prea departe și nici vremea nu era chiar favorabil. Ne-am ales o zi mai puțin bună. Da, dar per total a fost frumos cu barca. Da, a fost foarte, foarte frumos. Adică poți să spui muzică și nu e chestia că... ca la noi să-i fie, nu știu, să le fie teamă, să te lase pe tine sau da, ne-a pus da. Totul la dispoziție, adică... Am avut și benzină foarte... în plus la noi în caz da, de ceva. Da, exact, adică nu... și foarte ieftin. Și în timp ce, în fine, am trecut peste furtună, în timp ce ne îndreptam înapoi spre port, la un moment dat, în fine, băgând muzică, Dana mi-a dat mie pălăria, ei ține pălăria, stăteam cu ea așa niște oameni de la un hotel pe unde am trecut. Au început să strige la noi, români, că asta este. Au început să strige la noi, în fine, eu uitându-mă după ea, am zburat pălăria ta, ne-am întors de vreo 2-3 ori cu... Am făcut cercul, adică cerculețe în da. Apă cu barca pentru o pălărie. Am reușit să o mai luăm. Să mai luăm. În fine, am ajuns la am lăsat ceva cadou în Tasos. Da. Deci barca a fost aproximativ 130 de euro. Cu tot cu motorină, cu totul, benzină, da, motorină, deci era 4 persoane. Da. Bun, deci un total așa, deci teste, barcă, 9 nopți cazare, mâncare, testele, le-am zis, cred. Da. Așa, cu tot cu teste,
Motorina dus întors la Tasos, plaje, România, Tasos, Tasos, România. Ne-am plimbat plus foarte, acolo. Foarte mult pe insulă. Deci foarte mulți kilometri am făcut. Ne-a costat undeva la 6.000 de lei. Două persoane. Deci, dar a fost super. Cu toate super plăcerile făcute. Da. Că tot vorbeam de restaurante, să vă povestim ce a făcut Dana în timp ce... De ce vine? La un restaurant la care mâncam noi de fiecare dată, cum se numea... Taverna Iren. Taverna Iren. Destul de renumită și da, controversată pe grupul de Forum Tasos. Dar să intrați în grup. Intrați, că Dana a pus la întrebări acolo de... Vino să o găsiți, e fan activ. În fine, și stăteam, cred că a fost printre primele zile când am ajuns. Da. Ne-am pus la masă, ne-am comandat de mâncare, nu știu ce. Și a venit un copil. A, la toate terasele la care am stat era plin de pisici. Peste tot era, da, păi erau pisici. Se spune că e insula și a pisicilor. Da, a românilor și a pisicilor. În fine, stăteam la masă și a venit o pisică la noi. Pe lângă pisica aceea se plimba și un copilaș. A venit copilaș cu pisica. Vine mama ei. Mama, vine mama copilului. Sorry, sorry, I'm sorry. Dana, no problem, no problem. Ia doamna respectivă copilul de mână. Hai, mami, să mergem în română. Da, dar eram două doamne da, care vorbeam engleză. Sorry. Și te bagi în discuția noastră. Aveam o discuție mai... Da. Și după mergem. Care am ajuns la Jola. A, am fost la Jola, da. Exact. S-a scufundat Alex acolo. M-a dat peste cap. S-a dat peste cap, l-aplaudau oamenii, adică a fost ceva senzație. Nu voiam să mai plec de acolo, am zis, bă, gata, am văzut, ai zărit peste cap altceva, nu mai faci. Până înainte să plecăm de acasă, foarte bine de reținut, să vă luați încălțări de cipici. Apă. Cipici, pentru că sunt stângi, sunt arici de mare și el vă poate confirma că sunt arici de mare. Deci în timp ce săream la Jola, m-a dat peste cap, să vă las filmare. Efectiv, când nu plouase, în Tasos nu a plouat deloc cât am fost noi, foarte puțin, nu știu, a plouat într-o zi, da, aproximativ, nu știu, 10 minute, dar așa, nu torențial, nu. Iar nivelul mării nu a crescut deloc. Jola era, na, nu intra apă de, doar dacă nivelul mării crește suficient de mult. Și în timp ce m-am dat de peste cap, am ajuns pe fund, am dat cu mâna efectiv într-un arici de mare. Când am ieșit, era toată mâna plină de spin sau ce naiba sunt aia de la aricii de mare. Am fost plin, plin, plin. Noroc că am avut în picioare pentru că altfel nu puteam să ies din Jola. Se scoți și foarte greu, adică foarte dacă greu apucă să-ți intră sub piele, stai mult. Nici nu vă dați seama ce am pățit. Mi-a puroiat mâna, a fost nasol rău de tot. Am înțeles că se scot doar cu ulei. Da, cu ulei și eu... Nu știu, și acum senzația se scoate. Da, deci luați-vă acei cipici, găsiți... cel mai simplu în Decathlon. Da, în Decathlon. 19 lei perechea. Eu i-am zis, hai să ne luăm cipici. Ce să fac eu cu cipici? Să zică lumea, uite, asta a venit încălzat la plajă. Păi am zis, bă, mă duc și eu la plajă acolo, normal, stau pe nisip să simt apa. Să mă bronzez încălțat. Ce? Mi-au fost util. Vreau să-i mulțumesc pe această cale. Îți mulțumesc. Da. 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 Am fost la Jola. Foarte, foarte fain. Cam nasol când cobor la Jola. Poți să lași mașina sus la drumul principal sau poți să cobori efectiv cu mașina, sunt parcări special amenajate, jos este și o terasă, iar de la acea terasă mai, nu știu, cam 50 de metri, 100 da, de metri până la Jola. Dar dacă mergeți în Tasos, obligatoriu treceți și pe la Jola. Se merită. Și mai ales dacă sunteți pasionați de sărituri, de tot felul de chestii, eu nu sunt. E o piscină naturală, mai pe scurt. Eu nu sunt, nu. Tu n-ai intrat deloc, dar chiar. Nu. Dana n-a intrat deloc. Eu nici măcar picioarele mi le-am băgat în acea piscină naturală, nu. Eu am zis să stau în banca mea, să stau liniștită, în siguranță, cel mai bine, m-am bronzat, am plecat acasă. Deci a fost frumos, mai pe scurt. Noi asta am vrut să facem cu barca. Să mergem, să trecem Golden Beach, partea aia, și să ajungem la Jola, să ne distrăm. Da, și să vizităm mai multe plaje, că puteai să lași barca acolo, să te dai jos, să faci plajă și să te urci, dar noi când am văzut că începe vremea asta, zic, dă-i drumul la mal ca să ajungem, că nu mai... Oricum... Deci mie mi se tăiase de tot, mi se făcuse rău,
La un moment dat deja mă întinsesem acolo pe bancă că mi era rău și mai ales când e o senzație foarte nasoală când oprești barca într-un loc și faci așa cu tine, te simți. Da, în avion nu mi-a fost așa. Deci în avion nu mi-a fost așa de rău. Bine, ați auzit-o cum a țipat în avion, dar asta e. Am țipat și pe barcă. Da. Mai rău. Da, după care, în altă zi, am fost la... Teologus. Nu? Voi să zici altceva, da, este un sat tradițional grecesc, aproape de Tasos, de unde am luat suveniruri. În Tasos. În Tasos. Am luat foarte multe suveniruri, măsline în special. Am venit cu kilograme întregi de măsline acasă. Ulei de măsline. Ulei. Condimente de salată, condimente de... Am luat tot ce se putea lua de pe acolo, brățării. Am primit și o cană cadou cu care îmi beau cafeaua în fiecare dimineață. Și are deci, gust de Tasos. Mereu bea cafea cu gust de vacanță. Asta a fost și asta a fost o chestie foarte faină pentru că prețurile nu erau foarte mari pentru măsline și ulei. Da. Dar oamenii respectivi cumpărai, mai ales cum am cumpărat noi destul de multe, mereu îți dădeau câte ceva, îți dădeau o brățărică, îți dădeau o cană. Te făceau să te simți bine să cumperi, da, efectiv. Dar era un sat foarte frumos, așa, nu știu, avea niște... Vechi. Vechi, da, o arhitectură foarte veche, dar frumoasă, în stilul ăla de frumos, nu de vechi. Exact. Chiar mi-a plăcut. Nu, voiam să zic de că din punct de vedere al apei, mie cel mai mult mi-a plăcut la, da, Porto Vati și la Marble Beach, dar din punct de vedere al amenajării, mie mi-a plăcut la Scala Beach. Foarte faină. Deci acolo se merită să mergeți 100%. Deci acolo mi-a plăcut cel mai mult. Ca amenajare, într-adevăr, cred că este cea mai faină... Cea mai frumoasă. Plajă. Da, dar mie unul mi-a plăcut cea de la Porto Vati pentru că și era acolo peste tot marmură, era inclusiv în apă bucățele de acelea de marmură și se vedea apa de și un cristal foarte, nu știu, curat. Super fain. Și mi-a plăcut barul ăla din restaurantul din spate. Da, era un restaurant, erau era foarte fain. Foarte multe șezlonguri, tot așa la libera regere dacă făceai consumație, foarte multe, adică pentru o plajă mică m-am gândit că nu poate să fie chiar atât de multe, dar erau multe și lângă era un restaurant cu mese din lemn, cu scaune din lemn, adică chiar în stil grecesc, cu muzică grecească, da. A fost super. Când am ajuns, că revin la barcă, stăteam la barcă și vorbeam cu domnișoara aia de acolo și, în fine, am început să vorbim de muzică și a zis Dana... Te cam și uitat cum îl cheamă. Nikos Vertis. Nikos Vertis, Eu îl iubesc. Fata respectivă, ea la un moment dat, Adrian Minune, Florin Salam. Destul de și noi recunoscuți în Grecia. Bine, peste că noi pe barcă nu ne-am dus la... Nu ne-am băgat muzică de Nikos Vertis, am mers tot cu... Am băgat și Nikos Vertis. Am mers tot cu tradiționalele noastre. Mergeam cu barca și ne cânta Vlăduța Lupă. Da. Am terminat cu vacanța, a venit sfârșitul. Și încă o chestie. Cafeaua și frapeurile și toate cele în Grecia nu sunt bune. Am încercat peste tot, deci chiar peste tot. Și la cazare, la micul dejun, la fel. Și la plajă unde am fost, frapeurile, la fel. Și peste tot, frapeurile și cafeaua, la fel. Deci, nu. Acum depinde, poate vă place cafeaua grecească. Mie unul cel puțin, am și zis, mamă, îmi iau o cafea acum. Am și văzut cafea grecească, gata, mi-a una să văd cum este, nu știu ce. Mamă, când am băut, era plinat de zatul respectiv, ce naiba era în ea, că nu mi-a plăcut deloc. Deloc. Nu vreau să mai văd cafea de genul acesta, niciodată. Zgurăznic. Și încă o chestie, toată lumea laudă plaja de la Golden Beach și am văzut că toți recomandă să își ia hotel în apropiere de Golden Beach. Mie personal... Nu mi-a plăcut. Nici mie. Mi s-a părut o plajă foarte... Ca la Mamaia. Deci în genul acela, adică mergeai foarte era... mult ca să ajungi la apă. Erau câteva la... șezlonguri, prețurile mi s-au părut și un pic mai mari. Da. Apa era... Nu, ca la noi în România era apa, nu pot să spun, nu mi-a plăcut. Deci deloc nu mi-a plăcut. Da, mie cel mai tare mi-a plăcut în Potos. Aveai foarte multe, noi când ieșeam din hotel, dădeam direct în standurile alea, în tarabele alea, cu tot felul de chestii. Aproape de plajă, 5 metri exact. Aveam, toate erau și hotelul arăta foarte bine. Și foarte multe supermarketuri. Și 21 de milioane.
Da, 21 de milioane pentru 8 nopți. Da, sau, cu tot, da, cu mic dejun. Adică mi se pare, și să fii la 200 de metri de plajă și plaja foarte frumoasă, mie chiar, nu știu, mi-a plăcut. A fost super. Da. Deci ne pregăteam ca să continui, ne pregăteam de plecare. România se pregătea să intre pe lista verde, fix în ultima seară. Noi trebuia să facem să facem carantină sau test negativ când intram în țară. Când stăteam în ultima pe terasă, seară, stăteam pe terasă. De obicei seara ne luam și stăteam pe terasă, că da. Nu prea aveam, acolo nu prea sunt cluburi din astea. Erau, da. Am fost la o terasă și ce mi-a plăcut cel mai mult, că scuzați-mă, intru dintr-un subiect în altul. Am comandat o sticlă de vin și la acea sticlă de vin s-a adus alune, brânzeturi, măsline și am zis, bă, ne punem oare să le plătim la final? Nu, erau incluse la o sticlă de vin. Cine se putea gândi că la o sticlă de vin îți aduc atâtea chestii? Da, cum am spus, peste tot primeai ceva în plus. Nu știu, exact. Te simțeai efectiv ca un turist, exact. Te simțeai bine. Exact. Te făceau oamenii respectivi să te simți bine. Tot vorbim de restaurante, mi-am aduc eu aminte să mă mai povestesc ceva și după revenind la ce voiam să zic. Mergem la un restaurant la prânz, am zis, bă, gata, mi-au o ciorbă de burtă, dacă tot ciorbă de burtă toată lumea, hai că mi-au și o ciorbă de burtă. Am intrat și vine doamna respectivă de se ocupa de chelnerită. Vine și spune, deci o să-ți aduc ciorbă de burtă, dar te rog să-mi spui dacă este exact ca în România. Doamna vorbea română, nu era din România, dar a învățat, era recoaică, așa, și mi-a zis, băi, uite, să aduc o ciorbă de burtă, dar să-mi spui dacă e exact ca la voi. Mi-a adus ciorba de burtă, deci să vă spun că era un vas. Eu m-am speriat când am văzut-o. Toată asta e pentru mine, adică un vas atât de ciorbă de burtă. Erau, nu știu, 3-4 castroane acolo, am spus, da. Foarte, foarte, foarte mare. Mare, nu știu ce naiba. Eu obișnuit ca România cu ceva așa micuț. Doar să gustăm și să plecăm. Am zis, de poftă, na. În fine, am mâncat foarte bună. Foarte, foarte bună, nu știu. Nu mi-a venit să cred că o ciorbă de burtă făcută de un bucătar care nu era român a ieșit atât de bună. Exact. Și atât de multă și, nu știu, ciorba respectivă a fost undeva la vreo 15 lei. Deci, la noi e 12 lei, ce am văzut la majoritatea restaurantelor. Pia 15 lei era o ciorbă de burtă extraordinară, da, de bună și foarte multă. Nu mai găsești cu 12 lei. Am zis și eu așa, nu știu, la un împinge tava, n-am să zic. Cam așa. Da, și ne pregăteam să plecăm. România, fix în ultima seară, a introdus Grecia pe lista verde. A fost super. Și nu am mai făcut carantină. Am făcut carantină, în drum spre România. Am trecut în Bulgaria. Am vorbit perfect, fără să rămână, fără nimic. Și ne-am oprit la un peco. Țin minte că a venit domnul respectiv de la Peco, stăteam noi, vorbim și își apreciase o țigară, vine ăla, bum, bum. Bă, ce naiba zice ăsta? L-am întrebat, vorbiți engleză. Bum, 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 dar ce? Gaz în spate. Atunci am înțeles. Atunci am înțeles, am plecat toți imediat de acolo. Da, deci cam asta a fost aventura noastră în Grecia. V-am spus, prețul total a fost aproximativ 6.000 de lei, plus minus. Nu mai știu, dacă aproximativ 600 de lei, merită, deci da. Cel puțin o dată, nu știu, într-adevăr, nu se compară cu Mykonos sau alte destinații din Grecia, dar se merită. Da, dacă vreți, dacă vă gândiți la o vacanță, să fie ceva și frumos și să vă încadrați într-o anumită sumă de bani, e Tasosul e perfect, adică vă puteți încadra în orice sumă aveți și doriți. Nu știu, dacă vreți, de exemplu, să vă duceți la o cazare care să fie mult mai ieftină, găseați cazări de la 50 de lei, da. Și cazări foarte aproape de plajă, nu știu, la 5 metri de plajă, efectiv, oricum toate cazările aveau plaja lor, dar găseai la 50 de lei, găseai foarte multe supermarketuri cu prețuri, la da. Fel ca în România, era un Lidl acolo, dacă nu mă înșel, nu? Era un Lidl, da. 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 Așa, deci că se iau orice, erau foarte mulți români care veneau cu rulote după ei, care aveau campinguri acolo. Deci, dacă vrei, te poți încadra într-un buget pentru, nu știu, o săptămână, 2000 de lei, mi se pare echitabil. Dacă te duci în România, nu știu dacă te mai încadrezi în acest buget. Știu că eu cu Dana am fost o singură noapte în Eforie Nord, pentru că noi avem o poză pe care ne-o facem în fiecare an și am plătit cu drum, dus întors, o noapte cazare, mâncare și șezlonguri, 800 de lei. Da, și deci, nu vă gândiți că mâncare la restaurante, adică... Da, am mâncat o singură dată și da. În rest am mâncat, ne-am mai luat câte ceva pe plajă, ne-am luat... Și condițiile nu se compară, adică cum am stat în Grecia, nu. Exact, adică să faci de la
cazare până la, până la plajă, să ai un kilometru și ceva, doi, e destul de mult. Fără mașină e cam greu. Acolo aveai posibilitatea să mergi efectiv pe jos până la... Într-adevăr, nu la toate plajele importante, dar până la plaja hotelului ajungeai imediat. A fost, nu știu, v-am spus, cu 2000 de lei să faci o vacanță super de neuitat. Mie cel mai rău mi-a plăcut că nu am stat mai mult să vizităm toate plajele, adică ca să vizitezi tot, tot ce poate să ofere insula, cred că trebuie să stai vreo două săptămâni, nu, e puțin două săptămâni. Să zicem două săptămâni, dar pentru fiecare zi să-ți faci câte ceva anume, să faci câte o chestie anume. A, ai nevoie de mașină. Dacă nu te duci cu mașina, am înțeles că se pot închiria mașini, se pot închiria, nu știu, scutere, am văzut, dar nu știu dacă se merită. Se merită să te duci cu mașina, ajungi undeva la 8-9 ore. Bine, regulamentar. Dacă acum mergi și dai în gură, na, foarte multe camere de viteză pe drum. Deci, de viteză pe drum, deci nu se merită să... Și e ok să mergeți ori în iunie, ori la începutul lui septembrie, să nu fie nici foarte aglomerat. Atunci când e aglomerat, nici automat... Cald. Da, și nici foarte cald. Când e aglomerat, na, nu... Cam așa, cam asta este perioada ideală. Din ce ne-am uitat și pe formuri, toată lumea recomandă iunie sau septembrie. Chiar și octombrie, începutul octombrie, am înțeles că este o vreme destul de ok. Nu știm doar ce am citit și noi pe forumul respectiv. Cam atât și cu dorul nostru de Tasos. Ne-am reîntors așa puțin pe insulă. Chiar dacă la noi în momentul de față afară este frig, la noi printre amintiri a fost destul de cald, amintiri pe care le-am împărtășit cu voi astăzi. Așa că până data viitoare, like, share și... subscribe! Abonați-vă!